Dacă aia să-i oprim pe drași. Și aia să-i oprim, cu ce? Ia ca cu asta. Și cred că să meargă data asta? Și opt să se vadă, chiar că nu tăți să scădă. Și cu ce ne sporim când aia schimbe asta, Nică? Hai să vedem. Până mea nu o schimbat nici. O schimbat, nu o schimbat. Dacă tu ești tânăr, că nu știi. Nu o schimbat nici. Ești tânăr, nu știi. Eu sunt ăla cum mă bătrân și am văzut. Ei, lăsă mai mult, ești el și la putere, ești fi mai mulți ca tăți. Hai că-ți vedem. Hai că-ți vedem. Aveți noroc, polițești că mai așa, da. Eu sunt fost în ocura, mă zbrăcam de formă și vă luăm la... La bătut aici. Dacă de atât aș nu ești poliție. Dar de ce? Dar de atât cum spus, dar de atât aș nu ești poliție. Voi opriți vehiculele. Acum oameni poate vin de la lucru, duc la odihnă, dar voi opriți drumul. Dacă ia uite, pățam de ce e oprit. Da, și da, uite, mă, dar ce nu circulă trotuarele buzdele? Cum se zice? Dodon la pușcărie! Dodon la tomberon! Rușine, poliția! Care îndeplinește ordinele politice! Rușine să vă fie! Bărbați ai neamului care trebuie să apărați, care trebuie să asigurați securitatea! Ia să o mărbun! Doar în dată și luie, putem să ne bucurăm că securitatea este viitor pentru copiii noștri! Acestea care părinte ne protejeze, ne calcă în picioare! Ei, în trecută cu trei mulți ani, ordinele lui Polonii și lui Tondor! Vlad, povestește ce s-a întâmplat. Astăzi vom opri ciuma socialistă aici. Ei vor să facă un marș cu mii de oameni în centrul Chișinăului și nu există nicio forță națională, nicio demnitate pentru a opri această ciumă. Poliția a încercat să obstrucționeze trecerea autocarului pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Ca de obicei, poliția execută ordinii politice. Ne-au îmbrâncit, au permis tuturor să treacă, numai nu autocarului AUR, pentru că au obiectivul de a asigura desfășurarea acestui miting socialist. Este o trădare de patrie, dragi prieteni. Trebuie să ne mobilizăm. Alt miting ne vor conduce cu liocarii lui Dodon. Oi, nem bun! La fel cum au încercat polițiștii de astăzi, că ar trebui să ne fie rușine, sunt plătiți în banii noștri. Noi vom rezista aici, să ne fie rușine. Noi suntem mânați de dragoste. Dragostea este combustibilul nostru, inepuizabil. Nu ca vorbim de la bani! Hai la bani! 10 metri mai încolo! Hai la bani!
Acolo în mașina de poliție. Mașina acolo, clar, mașina poliției. Nu ne Jurnalist? Și... Bravo, poliție! Bravo! Băieți, bravo! Presă, da? Care susține acțiunile astea ilegale, da? Ok, mersi! Pa!
Венгрия будет объединение с Румынией. Так же? Вот Сфиаша. Да. Полиция с ними. Nu ne implicăm, nu provocăm. Nu, nu s-a provocat. Ok, îl filmez. Care ne-a pus să mergem în creștine și să ne facem familii. În altă parte, dar nu aici, în Moldova. Rușine să ne fie. Nu mă atinge, nu mă atinge, nu mă atinge. Lași așa ne-a slăbit, nu mă atinge. Ștefan! Ce mai întâi? Unde numărul mai sunteți sau cum vă numiți? Ca să depună plângeri pe acțiunile dumneavoastră abuzive. Numiți-vă, rog, legitimați-vă, rog. Legitimați-vă, rog, domnule. Eu sunt un cetățean care l-ați abuzat. Eu sunt cetățean asupra care ați aplicat ilegal. Legea privind la poliție mă obligă să vă legitimați la solicitarea persoană. Eu nu sunt organ de control, eu sunt cetățean asupra care ați aplicat abuziv. Я ещё не депутат.
La Ștefan cea mare poză. Domnul, la Ștefan cea mare poză. Moldova! Ardeal! Și țară! Ardeal! Și poliția mă chiar e frau, vedite cum! Acum uite acolo! Poliția cu dușa! 27 aprilie 1921. Este legea prima, simbolul național, care stabilește culorile, este reprezintă și simbolul Republicii. Păi asta și ideea. Chiar dacă și fără stea, oricum e simbolul național. Ar fi bine să citiți legea mai bine decât... Eu vă răspuns, ca spre informare, ca să cunoaște. Poftiți. Dacă vreți să-mi spuneți cum vă numiți, ca să vă fac... Nu, nu vreți să vă legitimați. Nu? Dar ce stați aici cu ochelari, cu mască, fără insignă, fără nume, e normal așa? Domnul polițist. Sunteți polițist sau nu sunteți polițist? Dacă sunteți polițist, probabil cunoașteți legea cu privire la statut polițistului și a poliției care spune că trebuie să vă legitimați la solicitarea cetățenilor, nu? Nu cunoașteți? Îmi pare foarte rău. Ia uitați-vă, colegul vă șoptește. Poate și nu sunteți polițist. De unde eu știu că sunteți polițist dacă nu vreți măcar să vă legitimați? Dragul Covarăș, sunteți polițist sau nu sunteți polițist? Vreau să-i interzi și să vorbească? Dar cum vă numiți dumneavoastră? N-aveți nume, n-aveți insignă, n-aveți... Are foarte mare importanță, pentru că sunteți aici, executați niște ordine ilegale și interziți și eu spun. Este un ordin vădit ilegal, dar dumneavoastră nu vreți să vă prezentați și aici vă obligă legea cu privire la poliție. Vă obligă legea cu privire la poliție, statut polițistului. Știți, vă rog, atent data viitoare. Cum sunteți? Am două clase. Să vede. Eu aș spune, poate chiar patru aveți, dar s-ar putea să greșesc. Cine v-a dat chipiul ăsta? Sunteți polițist sau nu? Nu sunt. Sunteți polițist? 14 metri la cordon. Ok. Dumneavoastră cum vă numiți? Dumneavoastră cum vă numiți? Un metru. Cum vă numiți dumneavoastră? Cum vă numiți dumneavoastră? Cum vă numiți dumneavoastră? Cum vă numiți dumneavoastră? Niște poliție, niște oameni îmbrăcați în uniform care nu vor nici să mai acăr să legitimeze, probabil să plătiți pe doamne, nici nu vor să prezinte. Noi le solicităm să legitimeze, dumnealor, poartă măști, poartă ochelari, nu vor să legitimeze. Doamne, e respectiv. Domnul, stă părtul la pivaroane. Probabil. Dă-mi întrebări în comun. Filmează-mă. Asistăm, dragi prieteni, la Republica Moldova lui Dodon, Voronin și Plahotniuc, în care poliția execută ordinele lor. În momentul în care ei încalcă flagrant legea, dând ordine să fie călcat în picioare și rupt drapelul tricolor, nu e vorba de noi, nu e vorba de poliție, nu e vorba de demnitatea noastră națională. Astăzi, acești polițiști îi slujesc pe ei, iar ei vor să pună stăpânire pe Republica Moldova. Și mă întreb, chiar nu există în țara asta o mână de oameni capabili să-i oprească? Chiar atât de jos ne-au adus încât ne pot călca în picioare? Eu cred că nu. Eu cred că avem demnitate și putem să-i oprim. Pe 11 iulie avem șansa de a demonstra că suntem uniți. Tinerii patrioți, hai! De mână în luptă! Tinerii sacrificiu! Noi vom face istorie și vom elibera Basarabia de sub jug! Jos! Jos, ciumă roșie! Jos, comuniștii! Jos, comuniștii! Jos, comuniștii! Jos, comuniștii! Criminalul a spurat viitorul țării, viitorul poporului ăsta! Care
На бюрите на вороне! Бля, мимо дали пиздец. Да, 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 что? Барбаца няму. Prieteni, după cum vedeți, poliția ne-a frânt mâinile, ne-a călcat în modul cel mai efectiv în picioare. Chiar sunt acum câteva bucani din aștept care plătesc din banii. Mai încolo, dați văd că trebuie să și totul s-a făcut pentru a apăra osul lui Dodon și a lui Coroane, să scoată marșa lui, distrează Lichineului pentru că se poate veni la guvernare să vă mai spune vreo 30 de ani. A fost și suntem în continuare o mână de unioniști hotărâți, care venim să vă apărăm drepturile dumneavoastră și venim să proclamăm și să luptăm pentru dreptul nostru la unirea Basarabiei cu România. Nu am mai întâlnit în ultimii 15 ani la adresa noastră cel puțin o opțiune mai mentală din partea poliției. N-au încercat deloc să găsească soluții, pur și simplu au venit și ne-au călcat picioare. Ceea ce demonstrează nu doar că ne-au călcat pe picioare pe noi, dar au călcat la modul cel mai efectiv și tricolor, care este steagul național al Republicii Moldova. L-au rupt în bucăți, iar polițiștii noștri exclamau că ei nu calcă tricolorul Republicii Moldova, ci calcă tricolorul unui alt stat. Exact așa cum a spus săptămâna trecută SISU, că noi suntem cetățeni străini. Tricolorul este un steag străin, dar e interesant să verificăm săptămâna viitoare câți din acești cetățeni bravi, cu bucani foarte duri, au cetățenie română, câți dintre ei primesc alocații din partea statului român, cu copiilor și la care părinții primesc ei din România. Foarte interesantă informație, scrie, pentru că poliția din pensionaște noi pot să aibă dublă cetățenie polițiști, dar o să ne clarifică după acest acum, în continuare, nu ne permit să ne desfășurăm acțiunea noastră. Noi am vrea să ieșim câteva cel mare să desfășurăm acest act și din câte vedem nu ne permite. Dar haideți că o să facem o nouă încercare. Și eu, dar rog, ieși, am bărbații neamului, așteptați ofițerii! De ce ați stăpărit peste noi? Așa au venit ordin de la Dodon și de la Moronia. Da, de ce ați stăpărit peste noi? Ați călcat în picioare tricolorul! Трещи, вороги! Трещи, вороги! Трещи, вороги!
Deci voi schimbă-l faci. Sunt dragă, strece-te-mă. Ghidite-l până după părți. Păzeți poporul. Astăzi noi pe viață ne-am adunat aici ca să spunem că noi suntem eu. Suntem absolut în majoritate, de aceea că noi mai suntem eu! Pași, pași! Jos comuniști! Jos comuniști! Dragii drăgea mea, să spun doar să spun eu. Dar ce pe acela ne spun, să spun și eu. Nu credeți că noi ne mai răspunem. Ați văzut că e un lucru.
Poliția politică! Astratează cetățenii! Unde sunt voi, categorii?